Sute de mii de copii din toată țara nu au acces la tehnologia necesară continuării ciclului de învățământ de acasă. Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, promite sprijin logistic în rezolvarea acestei situații. De la promisiuni însă până la rezolvarea concretă a situației e un drum lung. Problema a fost dezbătută și în ședința de Consiliul Județean. Câteva mii de copii din Maramureș așteaptă rezolvare din partea autorităților pentru a avea acces la cursurile online. O soluție s-ar putea să fie inițiativa președintelui PNL Maramureș, Ionel Bogdan. La inițiativa mea, colegii din Consiliul Județean Maramureș au depus un proiect de hotărâre prin care solicităm alocarea 1 milion de lei din fondul de rezervă pentru achiziționarea de tablete, astfel încât toți elevii maramureșeni să poată participa la cursurile online. Conform datelor oficiale, 6700 de elevi din Maramureș nu pot participa în prezent la lecțiile online, deoarece nu au mijloacele tehnice necesare. În contextul în care școlile rămân închise până la toamnă, trebuie să facem toate eforturile pentru a asigura resursele necesare achiziționării de tablete pentru elevii din județul nostru. Am găsit și sursa de finanțare pentru acest proiect. Consiliul Județean Maramureș poate deconta din fonduri europene toate cheltuielile făcute până în prezent pentru protejarea sănătății populației în contextul pandemiei de COVID-19, iar banii obținuți pot fi folosiți pentru a acoperi costurile cu tabletele elevilor. Sper ca toți consilierii județeni din Maramureș să se gândească în primul rând la interesele elevilor, nu la interesele lor politice, și să voteze acest proiect benefic pentru educația copiilor, scrie Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș, pe pagina sa de Facebook. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zeta, spune însă că nu există fonduri pentru acest proiect, dar și că numărul copiilor care nu au o tabletă sau un calculator este mult mai mare. Nu avem resursele financiare, nici măcar nu avem 1 milion de lei în fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean. De asemenea, în pregătirea noastră unui proiect ne trebuie un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Nu putem noi să achiziționăm în mod direct fiecare cetățean. De asemenea, vine resursa financiară. În expunerea de motive pe care ne-ați transmis-o, domnule Covaci, ați vorbit de aproape 7.000 de elevi după datele Inspectoratului Școlar, dar eu vă spun că sunt mult, mult, mult mai mulți copii în județul Maramureș care nu au mijloace electronice de comunicare. Vorbim aici de o tabletă sau de un laptop. O tabletă sau un laptop, să zicem, un preț mediu de 1000 de lei ar însemna, ascultați-mă că fiind ce se întâmplă pe piață în această perioadă, ar însemna la 1000 de lei eventual 1000 de copii să beneficieze, în condițiile în care de-abia inspectoratul ne spune că sunt 7000 și eu vă spun că sunt mult mai mulți. Ne-ar trebui într-adevăr resurse financiare mult mai mari. Ar trebui poate un 10 milioane de lei pe un asemenea proiect și eu n-aș fi deloc împotrivă în a-l adopta. Doar dacă am putea să identificăm resursele financiare. Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, promite găsirea unor soluții. Fiecare unitate de învățământ, prin director și profesor, decide strategia proprie privind asigurarea conectării online. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș oferă suport și este în căutare de soluții în ceea ce privește dotarea cadrelor didactice cu laptopuri, a elevilor cu tablete, dar și găsirea de soluții pentru plata internetului. Iar acolo unde nu există posibilitatea conectării la internet, se caută soluții alternative. Primarul comunei Rona de Jos, Ioan Romaniuc, nu găsește însă nicio soluție pentru a sprijini continuarea cursurilor online, dar nici revenirea elevilor la școală. Sunt mulți, jumate, din 365, vreo 209. Ce măsuri ați luat în acest? Nu știm, că nimeni nu spune de unde bani, ce facem, de unde putem lua, de unde nu putem lua. Vă dați seama, după ce este buget, trebuie la de fondul, dacă e dintr-o parte de alta. Să vedem, de unde putem lua bani. Dar nimeni nu vrea, așteaptă de la primărie. Eu nu mă opun, știți, legii, dar să spună, no, iei de acolo și pui acolo. Pe mine mă directoare acum, o să mă, când a fost, când auzi ei, știm. Nu dați seama, ei mi-au cerut, de exemplu, 800 de măști pe săptămână. Știți? Pentru școală. Da, pentru școală. Păi, eu înțeleg că bine la copii. Nu, dar de unde luăm bani? Aici e problema. Să spun, domne, luați de la salarii, de la voi și dați la copii. Bine. Nu mă, dacă așa e lege.
La rândul său, primarul municipiului Sighetu Marmației, Horea Scubli, spune că deocamdată nu are o evidență a copiilor din oraș care nu au acces la tehnologia necesară participării la cursurile online, însă dacă va fi nevoie, primăria se va implica pentru a-i ajuta și pe acești elevi. Ce se întâmplă cu copiii din Sighetu Marmației care nu au acces la internet sau nu au o tabletă sau calculator? N-aș putea să vă spun exact cum s-au gândit cei de la Ministerul Învățământului să deruleze acest program. Probabil sunt niște platforme pe care le vor accesa toți cei care au posibilitatea să aibă o asemenea legătură. N-am avut o discuție cu inspectoratul școlar să vedem ce se întâmplă cu cei care nu au. Din păcate, în acest moment nici nu avem o evidență. Probabil profesorii ar putea să aibă evidență a copiilor cu acolo părinți au resurse materiale reduse și nu au o conexiune la internet sau nu au un device care să poată fi conectat la internet, deși lucrurile stau destul de bine în oraș, sunt foarte puțini cei care nu au acest lucru. Nu știu să vă spun cum trebuie noi să ne implicăm, dar cu siguranță, dacă va trebui să ne implicăm, vom da o mână de ajutor celor de la Ministerul Învățământului și la Inspectoratul Școlar. Încă nu am primit nicio comunicare, așteptăm să vedem cum s-au gândit să se organizeze. Și primarul orașului Borșa, Ioan Sorin Timiș, contestă cifra înaintată de liderul PNL Maramureș și spune că doar în Borșa sunt 4.000 de copii care nu au acces la un calculator. Nu știu să spună câți din Borșa, de unde, cum eu identificat, e că 6.700 din Maramureș, și eu spun că în Borșa am 5.000 de copii și 4.000 dintre ei n-au acces. Eu aș fi curios să văd cât o identificate pe Borșa și cum i-au identificat pe Borșa pe copiii care ar trebui să primească calculator. Ori de la toată lumea, ori de la nimeni. Că trebuie să le aibă pe localități prima dată, X în atâtea în Borș, atâtea în Bișea, atâtea în Moisei, adunat, îi dau 6.300 pe Maramureș. Deci nu există. Pe mie nu mă sună nimeni să mă întrebe câți copii din Borșa nu au acces sau nu dețin un astfel de calculator ca să adune la numărul la nivel de județ. S-a dat o cifră așa care nu știu. Eu zic că în Borșa sunt peste 4.000 de copii care au nevoie de terminal ca să poată să facă cursuri online, dar după ce vor fi legale, ca să zic ilegal ce să faci. Păi, există undeva legislație că poți să faci școală de la distanță printr-un terminal. Eu n-am știre, trebuie să fii prezent în clasă, să fie prezența și să dă notă la cursuri, nu online. În afară de universitățile care au învățământ de la distanță. Peste 300.000 de elevi din România nu au acces la un calculator sau la o sursă de internet. În acest sens, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene, caută să ofere soluții acolo unde instituțiile de învățământ întâmpină dificultăți.